Dacă este să tragem linie la sezonul regulat, am fost la un punct de baraj, la 3 puncte de promovare directă și cred că jocul ne permitea să sperăm. Din păcate, nu am reușit să avem rezultate bune cu echipele care au terminat în fața noastră și toată lumea s-a grăbit să vorbească foarte multe lucruri care m-au deranjat. Nu am zis nimic până acum pentru că eram focusat pe ceea ce trebuia noi să facem ca să închidem orice discuție de baraj și retrogradare. Cu buget de 3 ori mai mic decât Petrolul, decât Cluj și decât alte echipe, această echipă a reușit să termine la egalitate de puncte cu echipele care au mers în play-off. Chiar dacă acesta era obiectivul nostru, nu l-am îndeplinit din această cauză, că am avut rezultate mai proaste cu echipele care au intrat în play-off. Cred că locul nostru era în primele 6 și de asta vreau să felicit pe toată lumea, de la jucători, la oamenii care lucrează în cadrul clubului, angajații clubului, cei care au grijă de teren, de tot ce înseamnă clubul Farul, pentru toată munca pe care au depus-o în acest an. După partida câștigată sâmbătă pe teren propriu, FC Farul și-a asigurat și matematic prezența în Liga a doua în sezonul următor. Marinarii, prin vocea președintelui Tiberiu Curt, au anunțat deja că obiectivul va rămâne același ca și până acum. Promovarea pe prima scenă fotbalistică a României. Totul va depinde însă de bugetul pe care FC Farul se va putea baza în stabilirea strategiei pentru sezonul viitor.